La nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, obștea mănăstirii Bobota din județul Sălaj a fost în sărbătoare cu prilejul hramului principal al acestui așezământ monahal. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Petroniu în altarul de vară al mănăstirii, împreună cu un sobor de 28 de preoți și diaconi. Dacă în urmă cu 3 luni de zile am prăznuit buna vestire când Sfântul Arhanghel Gavril ajuns la Nazaret să-i spună Sfintei Fecioare Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, la 3 luni, Sfântul Ioan Botezătorul, cel care va fi înainte mergătorului și botez Domnului, s-a născut, iar Sfânta Fecioară Maria a fost de față. Cu această ocazie suntem la hramul mănăstirii de la Bobota și am avut și o hirotonie de diacon, precum și una de preot. Dumnezeu să ajute părintelui stareț, obștii și credincioși care se închină aici. Piatra de temelie a așezământului a fost pusă în data de 13 iunie 2004. În anul 2013, prin aprobarea Sinodului Mitropolitan, schitul Bobota a fost ridicat la rang de mănăstire. Mănăstirea Bobota a luat naștere prin evlavia credincioșilor din Bobota și din Dărșida, care de peste 100 de ani merg în pelerinaj la mănăstirea Nicula. Acest pelerinaj de la an la an crește și la mănăstirea Bobota, iar pelerinii și credincioșii sunt în număr din ce în ce mai mare. De ce ne bucurăm pentru ziua de astăzi, pentru această rugăciune binecuvântată și acest ram binecuvântat? Credincioșii care trec pragul mănăstirii se pot închina la părticele din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și ale Sfinților Martiri Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, dăruite de Mitropolitul Ardealului, înalt preasfințitul părinte Laurențiu. Am venit cu drag la această mănăstire, ținând cont că astăzi este hramul. Noi dăjduim ca bunul Dumnezeu să ne dea sănătate. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua frumoasă care ne-a dat să ne rugăm în Sfânta Mănăstire noastră de la Bobota. Ne-a adus aici credința noastră ortodoxă, dragostea către Sfântul Ioan Botezătorul. Cu mare bucurie am venit de dimineață de la Cluj, atât pentru hram, cât și pentru cele două ceremonii foarte importante, că se îmbogățește Sălajul cu un preot și cu un diacon și am vrut să văd și asta. De asemenea, la mănăstirea Bobota se află și oraclă ce adăpostește un veșmânt al cuvioasei Parascheva de la Iași, veșmânt primit prin bunăvoința înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.